meu că motivul este că nu le-am dat limba rusă, că limba rusă nu a devenit și limba oficială. Au limba rusă oficială, au limba ucraineană oficială, limba română oficială, dar de fapt totul e în limba rusă, în stânganism. Cu toate că acolo trebuie să fie limba oficială, prima limbă, limba ucraineană. Ruși acolo câte 1, 2, 3, ca și în parlament aici, la comuniști. Preponderent sunt ucrainenii și românii moldoveni. Cea mai mare greșeală a făcut-o parlamentul și continuăm și noi. Constituția obligă să oferim statut. Iată ce trebuie să facă și trebuie să facem noi. Să respectăm prevederile Constituției, să adoptăm o lege prin care toată lumea, inclusiv și cei din stânga Nistrului, și nu Pridnestrovie, stimate vecini, dar Zadnestrovie, fiindcă-i după Nistru, nu-i până la Prut, înțelegi? Să fie un statut prin care, o lege prin care noi ne oferim drepturile, reieșind din dreptul internațional. Dar noi încercăm să dialogăm cu ei, punându-i alături, ca și aici, în proiectul ăsta, părți. Eu cred că este o mare greșeală neobservată de cei care spun din partea Parlamentului să vorbim despre o parteneri de dialog. Aștia nu sunt parteneri de dialog. Sau în cadrul dialogului urmează să fie convenit accesul la expertiză oferită de partenerii europeni. Adică ce, noi ne cerem voie? În toți acești 20 de ani de zile noi le-am oferit lor tot ce le trebuie. Ștampila departamentului Vamal, semnături cu miniștrii de dincolo. Noi indirect am hrănit bine această autoproclamată republică. De luna urmă aici s-a votat o lege că agenții economici înregistrați la noi nu plătesc exportă, dar nu plătesc în bugetul Republicii Moldova, dar plătesc în bugetul Transnistrie. Asta nu înseamnă susținere Transnistrie. Cel mai important, cea mai mare greșeală este că noi venim cu o declarație în loc de hotărâre. Declarația nu poate da dispoziție autorităților legale Republicii Moldova. Ce scrim noi aici? Autoritățile Republicii Moldova vor continua să întreprindă eforturile menite. Declarați de intenție aceasta. Deci trebuie să fie hotărâre. Eu nu o să fac aici, nu o să amintesc ce s-a întâmplat la 90 încoace. Am un material scris pe blogul meu și vă recomand să-l știți, o analiză ce s-a întâmplat la 90 încoace. Încă o dată despre trădare. Și o să vedeți câte favoruri a făcut, începând cu președintele și alte autorități de Republicii Moldova, pentru această autoproclamată republică, conducerea Republicii Moldova, începând la președinte și mai jos. Războiul din Ucraina a demonstrat că eu întotdeauna am avut dreptate când am spus și ca cetățean și ca președinte, interimat, și ca deputat, Petrenco, la Donetsk. Eu propun, în primul rând, să fie hotărât de Parlament, care se prevadă și retrage armate pe teritoriul Republicii Moldova, nu va fi niciodată soluționat conflictul atât timp cât stă rusul cu tancul și Catiușa sub soare. Aliniatul 1, 2, 3, 4, unde spuneți, reiterează necesitatea continuării dialogului între Chișinău și Tiraspol. Noi nu vorbim de